Deschidem Biblia la Psalmul 139 și aș vrea să citesc câteva versete din acest psalm. Psalm 139, I want to read from the Bible, so if you can put the text also on the screen, so if you don't have the Bible with you, you can see the screen and follow me when I will read the Word of God. Psalmul 139, pagina în Biblie, 634. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc. Și cunoști toate căile mele, căci nu mă ajunge cuvântul pe limbă. Și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu m-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod, fără chip. Ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, tema pe care o voi dezbate se intitulează Omnisciența lui Dumnezeu. Când vorbim despre omnisciență, ne referim la faptul că Dumnezeu cunoaște absolut toate lucrurile. Vedeți, din punct de vedere teologic, teologii vorbesc despre atributele lui Dumnezeu sau calitățile care le are Dumnezeu. Și ei împart atributele lui Dumnezeu în două categorii și spun așa. Există atribute comunicabile, adică există calități care sunt în Dumnezeu și Dumnezeu le-a pus și în noi. Aceste calități sau însușiri care le are și Dumnezeu și omul, le numesc ei atribute comunicabile. Și vreau să vă dau câteva exemple de însușiri care le are și Dumnezeu și care le are și omul. De exemplu, dragostea. Există în Dumnezeu dragoste? Da. Biblia spune Dumnezeu este dragoste. Are și omul dragoste? Da. Și omul are dragoste. Ne iubim soția, ne iubim copiii, ne iubim părinții. Există această însușire numită dragoste și în noi. Biblia ne cheamă la a avea dragoste unii față de alții. Vorbim de dragostea creștină. Prin aceasta a spus Iisus că vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Ura. Există urăște Dumnezeu? Da. Biblia spune că și Dumnezeu urăște. De exemplu, în psalm spune așa. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Sau Domnul Iisus spune, urăsc faptele nicolaiților. Dumnezeu are această însușire. El poate să urască, urăște păcatul. Prin urmare și omul urăște.
Vrem sau nu vrem, ne-am întâlnit și noi cu această însușire numită ura, putem urâ. Nu este de niciun ajutor în a-ți urâ dușmanul. Biblia spune să-ți iubești dușmanul, însă tendința noastră este să urâm. Se mânie Dumnezeu? Poate Dumnezeu să devină nervos, supărat, mânios, pentru că toate acestea sunt însușiri sau sinonime ale cuvântului mânie. Se mânie Dumnezeu? Da, Dumnezeu se mânie. Omul se mânie? Da. Biblia spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Uneori ne putem mânia, dar fără să păcătuim. Toate acestea, și aș putea să continui lista, pasiune, plăcere, toate acestea, râs. Râde Dumnezeu? Da. Există vreun verset în Biblie care spune că Dumnezeu râde? Da. Spune așa, Dumnezeu râde de cel rău, pentru că vede că îi vine și lui ziua. Dumnezeu râde. Și omul râde. Și putem să râdem, dar nu în biserică. Dar și în biserică, dacă e cazul. Și există așa numite însușiri incomunicabile sau atributele numesc teologii incomunicabile care nu se găsesc în om, ci doar în Dumnezeu. Iată câteva însușiri care le are doar Dumnezeu și nu le are omul. Omniștiența, despre care o să vorbim astăzi. Adică capacitatea lui Dumnezeu de a cunoaște absolut toate lucrurile. În secunda asta, în momentul acesta când eu vorbesc, Dumnezeu cunoaște absolut toate lucrurile. Nu există vreun lucru care să-l surprindă pe Dumnezeu. Să zică Dumnezeu, n-am știut, lucrul ăsta m-a luat prin surprindere. Nu există. Tot ceea ce există în Dumnezeu, există în omnisciența sa. Dumnezeu cunoaște toate, absolut toate lucrurile. Noi nu cunoaștem toate lucrurile, suntem limitați. Cunoaștem parte din lucruri. Și din lucrurile care le cunoaștem, s-ar putea să le cunoaștem deformat. Putem să spunem că cunoaștem pe cineva, dar de fapt să ne înșelăm amarnic că nu-l cunoaștem. Și ajungem într-o circumstanță din viață când îl descoperim într-un alt fel de mod, cum l-am știut înainte, și zicem, n-am știut că omul ăsta poate să fie așa. Însă Dumnezeu nu pățește acest lucru. Dumnezeu știe exact cum sunt. Dumnezeu niciodată nu va zice, eu n-am știut că tu poți să fii și altfel. Ci Dumnezeu știe exact cum sunt. Știe exact cum ești. Omnipotența lui Dumnezeu, adică Dumnezeu poate totul. Absolut totul. Și când vorbesc despre omnipotența lui Dumnezeu, vorbesc despre faptul că Dumnezeu ar putea să facă și lucruri care ateii în mod batjocoritor își bat joc și spun. Ar putea Dumnezeu să facă o piatră pe care să nu o poată ridica? Și știți, dacă poate, dar nu o poate ridica, nu e tot puternic. Dacă nu poate, vreau să vă spun că Dumnezeu, cineva mi-a pus întrebarea așa, poate Dumnezeu să mintă? Răspunsul este categoric? Nu. Dar nu că nu poate, nu-și permite. Sfințenia Lui nu-i permite lucrul acesta. Dumnezeu poate toate lucrurile. Omniprezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent peste tot. Iată, psalmul acesta vorbește despre lucrul acesta, că Dumnezeu este prezent peste tot. Etern, Dumnezeu este veșnic. Dumnezeu nu are un început în timp. Dumnezeu nu are un sfârșit în timp. Dumnezeu nu va muri niciodată. Dumnezeu e veșnic. Slăvit să fie Dumnezeu. Și am putea să continuăm. Noi murim.
Noi nu suntem veșnici. Din punct de vedere fizic, odată o să avem un început în timp. Momentul când un bărbat și o femeie, numit soț și soție, au hotărât să-și lege destinele pentru totdeauna și prin împreunarea celor doi, Dumnezeu a hotărât ca noi să venim în lumea aceasta. Avem un început în timp și un viitor veșnic. Dar Dumnezeu este veșnic. Și acum vorbim despre omniștiența lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu știe toate lucrurile. Aș vrea să cuprind o arie cât mai largă, dar mă voi referi în final doar la noi. Ce anume cunoaște Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu se cunoaște pe sine foarte bine. Dumnezeu, absolut tot ceea ce este în sine, ceea ce înseamnă Dumnezeu, Dumnezeu se cunoaște pe sine foarte bine. Mă crezi că nu te cunoști pe tine foarte bine? Eu nu mă cunosc pe mine foarte bine, cum mă cunoaște Dumnezeu. Dar Dumnezeu pe sine se cunoaște foarte, foarte bine. Nu există nici măcar, un micron în Dumnezeu și Dumnezeu să zică, de asta nu știu, nu-L cunosc. O mărime foarte mică. Nu există orice părticică. Dumnezeu pe sine se cunoaște foarte bine. Noi nu ne cunoaștem pe noi foarte bine. Avem impresia că suntem puternici, că suntem invincibili. Avem impresia că suntem tari, și niciodată n-am face lucrul acela. Și se întâmplă, cum spune Pavel, binele pe care nu vreau să-l fac, pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, ia că ce fac. Pentru că nu ne cunoaștem foarte bine. Dumnezeu cunoaște foarte bine universul. Absolut, foarte bine. Dumnezeu știe numărul stelelor. Oricât și-ar bate capul știința să zică că-s miliarde și miliarde și miliarde de stele, vreau să vă spun că Dumnezeu știe numărul stelelor. Spune așa de mult, profetul zice că Dumnezeu le știe pe toate pe nume, le cheamă și vin. Dumnezeu cunoaște foarte bine timpul. Trecut, prezent și viitor. Dumnezeu știe ce am făcut anul trecut în momentul acesta. Eu nu mai știu. Și nu cred că este aici unul care știe anul trecut, pe vremea asta, în momentul acesta, în secunda asta, ce a făcut. Știe cineva de aici din biserică? Că și dăm un cadou. Dar să fie chiar adevărat ce ne spune. Eu nu știu. Eu nu știu ce am făcut. Și nu există niciunul pe planeta asta care să știe, să nu mai vorbim de acum 10 ani, să nu mai vorbim de acum 20 de ani. Dar haideți, nici măcar de luna trecută. Duminica trecută. Nu știm. Dumnezeu cunoaște foarte bine trecutul. Într-o zi Dumnezeu va aduce trecutul în prezent. Și acel moment de aducere a trecutului în prezent, Dumnezeu îl numește ziua judecății. În ziua judecății, tot trecutul tău va sta ca o zi a prezentului în fața ta. Și în fața ta va trece tot acel trecut ca o imagine și o să-ți amintești de el. Doar Dumnezeu poate aduce trecutul în prezent. Dumnezeu cunoaște foarte bine viitorul. Dumnezeu știe ce se va întâmpla în viitor. El știe ce voi face în viitor. Știe ce voi face mâine, ce voi face în clipa următoare. Dumnezeu cunoaște lucrul acesta. Deci iată că Dumnezeu se cunoaște pe sine, Dumnezeu cunoaște universul, Dumnezeu cunoaște timpul, trecut, prezent și viitor. Și în final despre asta vreau să vorbesc azi. Dumnezeu cunoaște foarte bine omul. Aș vrea să vedem ce cunoaște Dumnezeu despre noi. În omniștiența sa, în cunoașterea lui Dumnezeu, ce știe Dumnezeu despre mine? Că în afară de mine, El, Dumnezeu, știe absolut tot ceea ce am făcut. Nu există niciun ascunziș. Mă pot ascunde de părinți, mă pot ascunde de biserică, mă pot ascunde de profesorii de la școală, mă pot ascunde de poliție, mă pot ascunde de instituțiile statului, însă nu mă pot ascunde de Dumnezeu. Și în această dimineață aș vrea să ne cerceteze Dumnezeu. Așa cum spunea aici David, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape. Ce înseamnă a cerceta? Ce înseamnă când cineva spune, Doamne, cercetează-ne Tu? Ce înseamnă lucrul acesta? Cum cercetează Dumnezeu? Ce înseamnă a cerceta? A cerceta înseamnă a verifica. Și când spune,
Tu mă cercetezi de aproape, adică Tu mă verifici de aproape. Îs important pentru Tine, Doamne. Și fiind atât de important pentru Tine, Tu nu stai la distanță, să stai undeva la zeci de mii de kilometri, de ani lumină, ca să te uiți la mine, ci Dumnezeu, descrie aici David pe Dumnezeu ca unul care se apropie foarte tare de El, de om, de David și de noi. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape, pentru Tine eu sunt important, eu nu sunt deva neimportant, eu nu sunt un accident în univers, eu n-am apărut doar așa ca o explozie, ca o surpriză, ci pentru Tine sunt cineva important. Nu sunt important poate pentru societate, nu sunt important pentru președinte, nu sunt important pentru IRS, nu sunt important pentru școală, nu sunt important pentru nimeni, sunt doar un număr, un social security. Dar pentru Dumnezeu sunt mai mult decât un număr. Pentru Dumnezeu sunt o persoană importantă față de care parcă ignoră absolut tot universul, tot timpul, tot ceea ce este Dumnezeu, parcă ignoră Dumnezeu și se apropie de mine ființa asta ca să mă cerceteze. A cerceta înseamnă a verifica, a studia atent, a te uita minuțios la ceva, al pătrunde în profunzime. Și asta o face Dumnezeu. Nu e un lucru minunat? Frați și surori, în dimineața asta noi stăm în prezența unui Dumnezeu care ne cercetează. Dumnezeu ne verifică astăzi și la finalul slujbei, la finalul vieții, Dumnezeu va trage o linie și va da un verdict, va da un rezultat și va spune Dumnezeu, asta ești tu. Ce cercetează Dumnezeu? La ce se uită Dumnezeu în viața mea și trebuie să fiu atent? Iată ce spune David. Psalmul 139, versetul 1 și 2. Doamne, mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și cunoști ce? Gândurile. Primul lucru care îl observăm aici, Dumnezeu ne cercetează acțiunile noastre. Știi când stau jos și când mă scol. Dumnezeu vede fiecare acțiune sau faptă pe care eu sau dumneata sau tu sau noi o facem. Nu există un lucru pe care să-l facem și să nu-l cunoască Dumnezeu. Ieremia 23 cu 24. Auziți ce îl întreabă Dumnezeu pe Ieremia? Ieremia, poate să stea cineva într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul? Poate cineva de aici din adunarea asta, din America, din lume, să se ascundă de Dumnezeu și să nu-l vadă Dumnezeu? Fiecare acțiune pe care noi o facem, o vede Dumnezeu. Într-una din zile, Sarai îi spune lui Avram, Dumnezeu nu-și mai împlinește făgăduința. Eu nu pot să am copii. Ia pe roaba mea, pe Agar, pe egipteanca asta. Și Dumnezeu să ne dea un copil prin ea. Și Avram o ascultă pe Sarai. Se împreunează cu Agar, cu roaba Sarei, lui Sarai. Și aceasta rămâne însărcinată. Când egipteanca asta s-a văzut însărcinată, a început să dănțuiască în fața Sarei și să zică, eu sunt însărcinată, tu nu. A nu fi însărcinat în Vechiul Testament, a nu avea copii, era foarte jignitor, era considerat ca o lipsă a binecuvântării lui Dumnezeu. Și s-a supărat foarte tare Sara, s-a dus în fața soțului ei și a zis, ți-am dat pe egipteanca asta și uite că acum mă disprețuiește, nu mă mai cinstește ca stăpâna ei. Pentru că ea se vede, se dă mare, că e însărcinată și eu n-am copii. Avram îi spune, păi dar nu tu m-ai pus? Dar tu m-ai pus. Acum nu e ea roaba ta? Fă ce vrei cu ea. Și a izgonit-o în pustie. Ea a fugit. Și acolo stând, crezând, probabil neștiind, oare ce va face Dumnezeu? Și Dumnezeu îi se descoperă. De unde vii și unde te duci, Agar? Fug de stăpâna mea. Întoarce-te înapoi la stăpâna ta.
la stăpâna ta de care fugi. Pentru că iată ce vorbește Domnul. Voi înmulți foarte mult sămânța ta. Va fi așa de numeroasă că nu o va putea nimeni număra. Știți, după această discuție între Agar, o egipteancă, și Dumnezeu, cum îl va numi Agar pe Dumnezeu? El Roi. Tu ești Dumnezeul care mă vede. Vreau să spun, dragul meu, că avem un Dumnezeu care ne vede acțiunile noastre. Niciodată când treci printr-o acțiune grea, printr-o situație grea, să nu crezi că ești singur. Mai există cineva care trece cu tine prin orice acțiune grea și nu te lasă singur. Este El Roi, Dumnezeu care mă vede. Chiar și atunci când îs în agonia morții, când îs pe un pat în spital sau acasă de suferință, când medicii spun că nu mai am zile multe de trăit, El Roi, Dumnezeu mă vede. Îmi cunoaște toate acțiunile. Iată ce spune în Psalmul 50, versetul 16 la 21. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gura ta cuvintele mele? Când tu urăști mustrările, dai înapoi cuvintele mele, nici măcar nu le împlinești. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, împotriva fratelui mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra, îți voi pune totul sub ochi și îți voi arăta ceea ce ai făcut. Oameni care cred că orice acțiune care o fac, chiar nu pune Dumnezeu în socoteală. Chiar că Dumnezeu nu este atât de interesat de toate acțiunile noastre, chiar acțiunile noastre minore, chiar niște vorbe despre un frate sau altul, chiar îl interesează pe Dumnezeu o bârfă? Nu. Ba da, uite, Biblia spune da. Dumnezeu tace și tace și tace. Dumnezeu nu-ți dă în cap, nu te pedepsește acum pentru răul care l-ai făcut, pentru bârfa care ai spus-o, pentru acțiunile tale ascunse pe care le faci. Dumnezeu te lasă până într-o zi, dar într-o zi Dumnezeu îți va vorbi și îți va spune tot ce ai făcut. Știți ce a zis femeia de la fântâna lui Iacov? Știți ce le-a spus samaritenilor? Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. A lăsat-o Dumnezeu cu primul bărbat, s-a căsătorit, s-a divorțat, a lăsat-o cu al doilea în concubinaj, cu al treilea în concubinaj, cu al patrulea în concubinaj și acum era cu al cincilea în concubinaj. Păcat peste păcat. Și Dumnezeu a tăcut până într-o zi când la fântâna lui Iacov s-a întâlnit Dumnezeu cu femeia. Și i-a spus tot ce a făcut. De unde știi? Văd că ești proroc. Femeie, ești mai mult decât un proroc. Îs cel pe care l-așteptați pe Mesia să vină, Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște absolut tot ce facem. Dumnezeu cunoaște toate acțiunile. Nu există acțiune pe care să o facem și să nu o cunoaște. Cunoască Dumnezeu. Știi când Filip îl cheamă pe Natanael și îi spune, vino la Domnul Iisus, vino să vezi dacă nu el e Mesia ăsta. Când îl vede Domnul Iisus pe Natanael, iată ce spune, iată un israelit în inima căruia nu există vicleșug. De unde mă cunoști? De unde știi tu cum îs eu? De unde îmi cunoști tu acțiunile mele? Că e prima noastră întâlnire. Nu m-ai văzut niciodată, nu te-am văzut niciodată. Te-am cunoscut înainte să te cheme Filip. Când erai sub smochin. Asta e un secret al vieții mele. Asta nu-l știe nimeni, numai mama și eu. Mama mi l-a spus. În ziua judecății, spune Solomon că Dumnezeu va aduce toate acțiunile noastre la judecată. Și judecata aceasta se va face cu tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Eclesiastul 12 cu 14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
Acțiunea care o faci acum în timp ce predic eu. Acțiunea care ai făcut-o în timp ce cântau frații. Acțiunile care le faci în timpul săptămânii. Faptele care le faci. Dumnezeu le cunoaște, le contabilizează și va da un răspuns. Un al doilea lucru care îl face Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște gândurile noastre. Când vorbim despre interesul lui Dumnezeu în om, Dumnezeu este interesat de acțiunile mele. Sunt un om pe care Dumnezeu l-a pus în acțiune. Omul acționează. Are liberul arbitru de decizii. El trebuie să facă ceva. Dacă nu faci nimic, nu, eu nu pot să stau să nu fac nimic. Și nici tu nu poți. Suntem oameni în acțiune. Mereu în acțiune. Acțiuni firești sau acțiuni duhovnicești. Dar suntem mereu în acțiune. Dumnezeu, în al doilea rând, cunoaște gândurile. Și de departe împătrunzi gândurile. Asta este un lucru extraordinar. Mă cercetez de aproape, dar ca să-mi cunoști gândurile, nu mai trebuie să stai aproape, să-mi vezi mimica feței, să mă citești după gesturi. Știi, când vrei să stai de vorbă cu un om și vrei să stai într-o discuție serioasă, îți dau un sfat, nu vorbi cu el la telefon. Când e o chestiune personală, când e o chestiune de discuție mai interesantă, nu vorbi la telefon lucruri importante, lucruri serioase. Te-ai certat cu cineva, nu te poți împăca printr-un telefon. Ideal este să te întâlnești cu acea persoană, să-ți vadă mimica feței, gesturile, să-i vezi mimica feței, să-i vezi gesturile. Contează foarte mult fiecare gest. Dar când vorbește Dumnezeu de gânduri, el spune, David de gânduri, spune că Dumnezeu de la distanță îmi cunoaște gândurile. Detectorul de minciuni. Pentru cei care sunt inculpați datorită încălcării grave a legii, acuzați fiind de imoralitate sau de anumite acțiuni care merită condamnare, sunt duși în fața detectorului de minciuni. E un aparat care se pune pe tine, n-am fost niciodată, am văzut doar, dar n-am fost în el și prefer să nu fiu și să nu fii niciodată. Atunci când un inculpat este dus și judecat, acuzat fiind de o anumită crimă, sau de anumit lucru grav. El minte pentru că nu vrea să spună adevărul. Atunci este pus în fața detectorului de minciuni, un aparat care îi ia pulsul, care îi citește absolut viteza de circulație a sângelui în organism. Este atât de sensibil aparatul încât atunci când este întrebat, ai comis tu crima sau nu, dacă el este vinovat, încearcă să se ascunde, îi va crește pulsul inimii, detectorul îl va detesta, îi crește bătăile inimii și se sperie. Și atunci imediat își dă seama anchetatorul, ăsta minte. Dacă e un om nevinovat, când îi se pune întrebarea, chiar dacă pare incomodă, dar el nu-i vinovat, răspunde simplu, nu, eu n-am făcut asta. Și aparatul nu sensizează nicio perturbare, inima nu bate mai tare. Ca să-i poată citi gândurile omului. Cât e de performantă lumea asta azi? Nu există aparat de citit gândurile. Unul singur îmi cunoaște gândurile în profunzime, în afară de mine. Acesta este Dumnezeu. Știi că într-o zi vom da socoteală de gândurile noastre înaintea lui Dumnezeu? Știi, în Geneza 6:5 ni se spune așa. Dumnezeu a văzut că toate întocmirile gândurilor din inima lui, adică a omului, sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Psalmul 94, versetul 11. Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșarte. Știi ce înseamnă deșartă? Gol. Fără esență. Știe că-s gânduri goale. Gânduri nișcum. Gânduri păcătoase. În Matei 9:4 ni se spune Iisus le cunoștea, fiindcă Iisus e Dumnezeu, Iisus le cunoștea gândurile și le-a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? E vorba de vindecarea slăbănogului, s-a dus Iisus la el acasă, în sătucul unde a crescut, în Nazaret. Și acolo i-au adus un slăbănog să-l vindece. Iisus s-a uitat peste conaționalii lui, consătenii lui și au zis, credeți că îl pot vindeca? Nu știau ei ce să creadă. Omule, păcatele-ți sunt iertate.
Și dintr-o dată o grupare dintre conaționali lui spun, dar cine e ăsta să ierte păcatele? Dar nu știm noi cine-i. Ca să știți că fiul omului are putere să ierte păcatele. I-a zis slăbănogului, scoală-te și umblă. Citiți, vă rog, Matei capitolul 9 și veți întâlni această întâmplare. În procesul pocăinței, când un om zice, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă botez în apă, vreau să mă întorc la Dumnezeu, știți ce face primul lucru Dumnezeu? Îi schimbă gândirea. Pocăință înseamnă metanoia, schimbarea gândirii. Iar în 2 Corinteni 10:5 spune apostolul Pavel, vorbind despre faptul că noi propovădim Evanghelia, noi avem o menire, o datorie de a propovădi Evanghelia. Și când noi mergem să propovădim Evanghelia, primul lucru care îl cerem lui Dumnezeu este să le schimbe celor cărora le propovădim gândirea. Și orice gând care se ridică împotriva lui Hristos, orice gând noi îl facem rob ascultării de Hristos. Demonstrăm cu Biblia și cu Duhul lui Dumnezeu care ne însoțește și demonstrând cu cele două elemente care le avem, gândirea celui care ne ascultă se schimbă. Dumnezeu vrea să schimbe gândirea. Există gânduri firești și gânduri duhovnicești. În Coloseni 2:18 ni se vorbește despre gândurile firești. Iar în 1 Corinteni 2:16 ni se vorbește despre gândurile duhovnicești. Și Iisus a spus, nu vă mai tot gândiți și să vă îngrijorați, gândindu-vă la ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Că toate aceste lucruri, neamurile le caută. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, hrană, îmbrăcăminte, băutură, Dumnezeu o să vi le dea pe deasupra. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al treilea rând, Dumnezeu cunoaște cuvintele pe care le rostim. Știți, cuvântul nu este altceva decât un dar de la Dumnezeu. Știi ce hară e să poți să vorbești? Ai văzut vreodată vreun surdomut? Ani în urmă a venit cineva să îmi vopsească, să îmi pentuiască casa în interior. Și am luat câteva echipe să vedem prețuri. A venit și un mexican cu doi băieți. Băieți draveni, înalți, făcuți băieții. A intrat în casă și bătrânul l-a salutat. Cei doi au trecut pe lângă mine, cum trec uneori tinerii pe lângă noi, nu ne văd. Nu salută. M-am gândit ce generație crește. Și automat am început să-i judec. Dar stând acolo și văzând când măsoară mexicanul casa, am văzut că nici el nu discută cu cei doi decât prin text message. Și m-am gândit, bă, ăștia chiar îs... Cum așa? Nici cu taică-s-o nu discută. Tehnologia asta îi zdrobește, îi termină. Nu mai știu să comunice oamenii. Și cum stăteam eu și judecam, la un moment dat el vine, bătrânul, se apropie și zice, I have the price for you. Zic, e ok, mi-a spus prețul. Zice, ăștia-s băieții mei. Ăștia s-au născut surdomuți. Niciodată nu i-am auzit vorbind. Datorită tehnologiei am învățat și au învățat să textuiască. Și așa ne înțelegem. Pentru prima dată în viața mea am zis, Doamne, îți mulțumesc că pot să vorbesc. Mulțumesc că soția și copiii pot să vorbească. Și nu trebuie doar prin text message să comunic cu ei. E un har să poți vorbi. Însă în versetul 4 spune așa, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Ce înseamnă nu mi-ajunge cuvântul pe limbă? Știi, înainte să dai drumul gurii, dă drumul minții. Că de multe ori dăm drumul gurii și apoi dăm drumul minții. Și apoi regretăm și zici, mă, mai bine tăceam. Da, dacă dai drumul minții, acolo în minte se înfiripează cuvântul. Și apoi apare pe limbă. Când îi îngând cuvântul, înainte să ajungă pe limbă, Dumnezeu îl cunoaște. Știi că în ziua judecății vei da socoteală și voi da și vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor, Matei 12:36, în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Orice glumă proastă, orice cuvânt pe care îl spui în anturajul prietenilor și crezi că nu te aude nimeni. Îl aude Dumnezeu. De aceea spune în Efeseni 4:29 apostolul Pavel, niciun cuvânt stricat
Să nu vă iasă din gură. Iar Iacov spune, fraților, cea mai mare problemă a omului, omul suferă din cauza gurii lui, din cauza limbii lui. Un mădular mic care aprinde roata vieții. Au încercat oamenii să îmblânzească limba prin tot felul de școli, prin tot felul de tehnologii și n-au reușit să îmblânzească limba. Unul singur poate îmblânzi limba, este Dumnezeu. În Psalmul 40, de la 1 la 3, când spune David, vorbind despre faptul că Dumnezeu l-a salvat, că l-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, subliniază un lucru, mi-a pus picioarele pe stâncă și în gură o cântare nouă. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. De ce este menționată în gură o cântare nouă? Păi da, că înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, cântam și eu ce cânta lumea. Vorbeam și eu cum vorbea lumea. Dar odată ce m-am întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu mi-a schimbat cântarea, mi-a schimbat vorbirea. Nu mai vorbesc cum vorbește lumea. Și în al patrulea rând, și cu asta o să închei, Dumnezeu cunoaște lungimea vieții mele. Știi că este unul care știe cât vei trăi? Știe de aici careva câți ani vom trăi? Cine știe câți ani voi trăi eu? Eu aș vrea să știu. Nici nu știu dacă aș fi fericit sau trist. Nici nu știu dacă e bine să știu sau să știi sau nu e bine să știi. Însă, iată cum se roagă omul lui Dumnezeu David în Psalmul 39. Psalmul 139 spune una, dar în Psalmul 39 iată cum se roagă. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele? Care este măsura zilelor mele? Ca să știu cât de trecători sunt. Dumnezeu știe exact cât voi trăi și cât vei trăi. E ok să mergem la gym? E ok să mâncăm atent? E ok să facem sport? Însă asta nu-ți lungește firul de viață, ci calitatea vieții. Cât a hotărât Dumnezeu, atât voi trăi. Nici mai mult, nici mai puțin. Fratele Trandafir era foarte, când era în viață, era foarte, foarte speriat de o boală care i-a apăruse și măcinase trupul. Fiind foarte măcinat, se gândea că o să moară. Îmi amintesc ziua aceea când eram în biserica aceea din Sebastian, din București. Și printr-o soră a ieșit o lucrare, bărbatule, care te temi că vei muri. Iată, a zis Domnul, nu vei muri. Vei mai trăi o vreme, încă o vreme și o jumătate de vreme. Și apoi Domnul te va duce acasă. Nu i s-a spus cât e o vreme. Dar a mai trăit câțiva ani după aceea. Că nu murim când vrem noi sau când ne temem noi. Nici măcar când ne gândim noi. Ci atunci când vrea Dumnezeu. În fața acestui Dumnezeu, care ne-a cunoscut înainte ca să apărăm în lumea asta, când nu eram decât un plod, adică în faza aia incipientă, nici n-aveam ochi, un embrion. Atunci când mă concepeam, deja tu mă știai. Îmi cunoșteai fiecare zi a vieții mele. În cartea ta tu mi-ai scris câte zile voi trăi. Ce mare-i Dumnezeu! Atât despre această temă în această zi, nu că n-ar mai fi multe, multe de vorbit despre omniștiența lui Dumnezeu. Dar având în vedere că știm, Dumnezeu cunoaște acțiunile noastre, gândurile noastre, cuvintele noastre și lungimea vieții noastre, vă pun o întrebare, ce trebuie să facem noi începând de azi? Răspuns, să ne pocăim mai mult și să ne apropiem de Dumnezeu. Pe oameni poți să-i înșeli? Pe ai tăi poți să-i păcălești? Dar nu pe Dumnezeu. Îți recomand și îmi recomand să ne apropiem de Dumnezeu cum n-am făcut-o niciodată. Viața se va termina. Cât de frumoasă e America! Cât de mulți bani ai avea! Aici o să lași tot. Și vei pleca în veșnicii cu fapte, gânduri, vorbe. Și va trebui să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu de darul acesta care ne-a dat Dumnezeu pe pământ, viața, cum am trăit-o. Ridicați înaintea Domnului, haideți să ne rugăm să ne ajute Domnul să-i trăim
frumos și plăcut lui. Că vrem să fim cu toți în împărăția lui cerească. Amin.